Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. E foarte comun pentru băieții fără experiență și care nu au avut încă prima relație să se avânte și să pună totul pe tavă imediat cum primesc puțină atenție din partea unei fete. Tocmai din această cauză că sunt orbiți de fluturaș, ignoră anumite semnale de alarmă importante. Așa că astăzi vom vorbi despre 5 semnale de alarmă la care trebuie să fii atent înainte să investezi sentimente într-o relație cu o fată, pentru că dacă le ignori, îți garantez că relația ta cu ea nu va fi una fericită. Hai să vedem despre ce vorbim. Primul semnal de alarmă în urma căruia ar trebui să te gândești de 2 ori dacă vrei să pornești o relație cu fata respectivă este relația proastă cu părinți. Eu cred că pentru o relație sănătoasă e nevoie de întrevederi, de întâlniri pentru a stabili o conexiune cât de cât puternică. Foarte multe fete, mai ales sub 18 ani, au părinți stricți și asta te afectează pe tine în mod direct, pentru că îi pot impune ei să nu iasă afară peste o anumită oră sau să stea în casă să învețe. Așadar, îți va fi foarte greu să menții o relație cu fata de care îți place dacă are părinți stricți sau se ceartă des cu ei. Așa că gândește-te de 2 ori dacă merită. Al doilea semn la care să fii atent este dacă fata se află la distanță. Obișnuiam să cred că relațiile la distanță nu funcționează, dar am învățat că pot funcționa dacă sunteți siguri că vă veți vedea la un moment dat. Să zicem că tu ești din Craiova și ai întâlnit online o fată din Arad. Vă place, ți-ați început să vorbiți, v-ați cunoscut, doar că nu sunteți siguri că în viitorul apropiat vă veți întâlni amândoi și vă veți stabili într-un singur loc. Ei bine, în cazul ăsta o relație la distanță nu funcționează. Dar să zicem că ai întâlnit o fată online, v-ați întâlnit și fizic și în viitor sunteți siguri că vă veți întâlni într-un oraș și veți sta acolo, să zicem, pentru facultate. Atunci, da, relația poate funcționa. Așadar, gândește-te de 2 ori dacă merită o relație la distanță. Al treilea semnal este că tocmai a trecut printr-o despărțire. Trebuie să te gândești de 2 ori înainte să intri într-o relație cu o fată care tocmai a trecut printr-o despărțire, pentru că e posibil să te folosească ca să uite de fostul. Asta în timp ce tu chiar ții la ea și dacă te părăsește ca să se întoarcă la fostul, tu vei rămâne cu inima frântă. Al patrulea semn că ar trebui să te gândești de 2 ori înainte să intri într-o relație cu ea este că e mult mai mică decât tine. Să zicem că tu ai 19 ani și fata de care îți place are 16 ani. Ei bine, fetele de 16 ani, nu știu cum să spun, dar sunt cam naive. Sunt lipsite de experiență, pot fi instabile emoțional și cam trebuie să le înveți cum e să fii într-o relație. Așadar, dacă vrei să ai liniște, încearcă să stai cu fete numai mici de 3 ani decât tine. Și în final, al cincelea semnal de alarmă că ar trebui să te gândești de 2 ori înainte să intri într-o relație cu ea este că are o reputație proastă. Există tot felul de fete și sunt unele care vor doar distracție fără să se complice cu altceva. Dar tu, băiat serios, vrei relație de durată. Sunt unele fete foarte frumoase care îți iau mințile, doar că nu sunt bune de relație de lungă durată. Asta înseamnă că nu ești tu compatibil cu ele. Și dacă toți prietenii și toată lumea zice că nu e cu minte, că nu e de tine, poate ar trebui măcar să-i asculti și să te gândești de 2 ori înainte să intri într-o relație cu o fată de genul ăsta. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la IDAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!